Da, am văzut cum arată aceste opțiuni pentru etapa cu numărul 69 din Super 12. În cazul în care nu aveți procentaj maxim în weekend, există și un premiu de consolare, să spunem. Cartea El Super Clasico, o călătorie în inima cel mai fierbinte derby al planetei. O carte scrisă în urma experienței de la ultimul Super Clasico dinaintea pandemiei de coronavirus și în același timp un proiect susținut de pariuri 1x2.ro. Așadar, aveți și acest premiu. În etapa trecută au fost doi câștigători. Așteptăm să își și să ne dea și adresele și să-și revendice practic acest premiu. La final, așa cum v-am obișnuit, v-am pregătit și eu câteva ponturi. Evident, sunt și cote mai spectaculoase așa, doar de aceea l-avem pe Alex lângă noi să creăm spectacol în continuare. Liverpool-Newcastle, peste 3,5 goluri pentru Liverpool, cotă 2,38, Liverpool sub 69, maximum 69% posesie, cotă 2,10 și Salah minimum 2 goluri în meci, cotă 3,30. La Leicester Tottenham, Leicester machiază peste 1,5 goluri, cotă 2. La Chelsea Everton minimum 4 goluri în meci, cotă 2,75 și la CS Mioveni Dinamo 2 ponturi, X2 cotă 1,57 și sub 2,5 goluri, cotă 1,60. Solid, solid pariul pe Dinamo, sub 2,5 goluri, cumva e predilect. Și să vedem dacă totuși Everton, dacă Liverpool are un meci totuși atât de ușor cu Newcastle. Da, rămâne de văzut. Alex, mai avem ceva mai puțin de un minut. Ce ne mai recomanzi pentru astăzi și pentru zilele următoare? Basket sau fotbal? Tot fotbal, Bogdan, niște soliști simpli. AEK Atena să bată la Ionikos, mâine în etapa 14-a din Grecia. Mai au un GG la Cambuur cu Nec Nijmegen în cupa Olandei. Și, în fine, un meci din Cupa Spaniei, Mancia cu Granada, sub 3,5 goluri, cred că o să fie un meci de uzură, cotă 1,66. Bun, mulțumesc mult, Alex, pentru prezența în emisiune. Mulțumesc, te aștept și cu altă ocazie aici la Un Pont pe Zi. Noi ne reîntâlnim mâine la miezul nopții. Sunt Bogdan Socol, toate cele bune, pe curând!